Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem luni pe cât? 7 iulie și, cum era de așteptat într-o stupină mare, sunt tot felul de probleme. Eu m-am hotărât să vă prezint de fiecare dată când apar lucruri inedite. Astăzi, iată ce lucru interesant. Am prins doi roi în această roiță. Sunt roi secundari. Dar au fost destul de bine populați, încât m-am hotărât ca pe baza fiecărui roi să fac din el alți trei. Adică să divizez roiul ăsta în trei bucăți. Iată că am și făcut-o aici. Și întrebarea era cum fac eu să am în fiecare roi o matcă. Am pus pe primul care l-am avut la de mână aici, am pus o primă ramă și am sesizat deodată că Albina a început să bâzi, să plângă. Era semn că pierduse contactul cu... N-avea matcă. N-avea matcă asta. Și am mai venit cu încă o ramă și când am pus și cea de-a doua ramă, a tăcut. Ți-am amintit și Emil când am pus noi atunci... Seara aia când am pus o matcă. Așa. Și deodată a trecut. Nu a trecut un minut și a fost gata. Exact asta. Aceeași poveste și acum. Deci așa mi s-a întâmplat aici și am zis, domnule, este extraordinar. M-am uitat în ladă și în ladă am descoperit gemuri. Iată cum stă Albina pe fund. Aici sunt două gemotoace de Albină și am sentimentul că în fiecare ghiomătoc de asta este o matcă pe care vor să o moare. Concluzia este următoarea. În etapa asta intermediară de unde am cules eu roiul, se dă bătălia între mărci. Dar nu se bate ele, asta e spectaculos. Ci pur și simplu matca dominantă, deci în cutia asta a fost plină cu Albină, este roi inițiat de la Biostup, cea care, mă rog, se pune lângă cele două capuri. Ei, am ajuns aici cu roiul și când am văzut, așa am divizat, am împărțit, l-am mai ajutat, dragilor, că aici trebuie să vă și spun treaba asta. Am luat câte o ramă cu puiet, pe care aveam aici în stupul ăsta pregătit chestia asta. Știți bine că am colectat rame cu puiet, ăstea au început să ecluzioneze și... Le-am ajutat pe fiecare din roi aceia cu câte o ramă. Când pun o ramă de asta, veți vedea acum aici cum Albina ea stă potolită. Vedeți, de aici eu mai fac încă un nucleu. Ea stă potolită aici, liniștită, n-are nicio treabă. Dar dacă i-am pus acum rama cu puiet, imediat reacționează, se duce pe rama asta. Aș vrea să văd îndată ce se întâmplă și cu cele două ghemătoace. Deci ghemul de aici și celălalt ghem din partea asta. Să vedem, dacă nu mai are altă marcă pe perete, înseamnă că îi vor da drumul la ghem. Albina, veți vedea cum urcă pe ramă. Începe să bată din aripi, spune, oh, sunt puișori, avem de crescut, avem treabă. Și matca, mărțile vor fi eliberate din ghem. Iată matca, am avut dreptate, una din mărci este aici, prinsă în ghem. Da? Deci n-am știut niciodată unde se dă bătăria pentru selecție. Deci, când roiul a zburat din familie, se face, de fapt, o grupare după tată. Deci, albinele după tată și cu, mă rog, poate chiar sora lor, matca fiind chiar sora lor, atunci se fac grupuri, partide. Partide, pur și simplu. E probabil că partidul cel mai puternic se impune
Și atunci celălalt spune, îmi pare foarte rău, te părăsim. Mergem cu cel puternic. Și atunci o părăsesc și pe asta rămâne să fie omorâtă nu de surorile ei de după tată, ci de, de surorile după mamă, dar din, după alt tată. Da? Da? Deci asta e spectaculos. Sora Vitregă. Sora Vitregă, corect. Așa. Deci ghemotocul mare s-a desfăcut ușor. Cred că matca va fi eliberată. Iată că spuneam că va curge repede spre rama asta. Și cele două măci care au fost acolo le vom vedea îndată. Iată, asta a fost una din măcile care era sortită pe Irii, era părăsită. Cele care sunt hotărâte să o termine stau încă în ghem și o strâng. S-a produs și o bătălie ușoară între câteva albinuțe după vitrege de tată, după tată. S-au întâmplat lucrurile astea pentru că probabil când au strâns albina care a fost foarte aproape de matcă, o fost și ea, o suporta și ea consecințele acestui ghem. Da, care trebuia să... Da, și trebuia să... Temperatura ce o dus-o și pe ea în starea asta. Dar sunt foarte puține albinuțe care sunt moarte. Sunt aici 10-15 albinuțe, nimica ta. Deci, din roiul acela... Iată, aș vrea să văd... Să mai vedem încă o dată modul în care îi fac ghemul. Trebuie să vă spun că am găsit, sâmbătă am filmat o chestie. Să băteau albini de strânsesere. O rămas la un moment dat matca și cu o albinuță și atunci matca a spus, păi tu ai fost cea care ai fost cea mai aproape de mine și ai fost cea care ai luptat împotriva mea. Și acum s-a întors matca și căutat să o înțepe matca. De regulă, matca nu înțeapă decât pe o surată de ei. E, am asistat la un spectacol, tot așa, inedit. Tot la roiul ăla care... Nu. La alt situație, nu mai țin minte. Cred că... Știu că traseară, că filmați ceva când aduceam noi. Așa. Cred că tot atunci, tot la roiul ăla altul, din care am făcut trei. Unul din ăsta este, din care am făcut trei. Deci pleacă, fac această chestie foarte interesantă, hai să o punem și aici mai la vedere și să o vedem în ce stadiu se află, cât de dur o strânge. Vă rog să o urmăriți. Deci, practic, prin acest mod de strângere, ridică temperatura și moare prin... Da. Este încă viguroasă, cred. A luptat din răsputeri să iese. Asta este o matcă care este în perioada fertilă, perfect pentru împerechiere. Deci pe asta o să încercăm să o punem într-un bigudiu. Am întâlnit și situații când le-a trecut perioada și nu mai este la împerechiere. Le ciufulesc albin. Iată, o tras de aripi, o nebunit-o. De fapt, asta și arată că e o sănătate, e sănătos. Da. Roirea. Da. Roirea naturală înseamnă așa că nu, cine roiesc? Numai cei care sunt sănătoși. Au un număr de indivizi foarte mare. Ori acolo se ajunge dacă este o familie sănătoasă. Așa. Și acum, ia te rog să mă ajuți tu. Să o băgăm într-un bigudiu să nu o lăsăm să moare. Hai, lăsați-o. Atrag de aripi, stă încolăcită pe ea și nu o lasă. E să vedem dacă mai avem ce. Hai, lasă-o tu. Da, într-adevăr, este și mai mică. Cred că și după dimensiuni hotărăsc ele pe care s-o lasă, pe care s-o... E ceva... Numai de ele știut cum anume fac selecția și cum le înlătură pe celelalte. I-am dat drumul
E, a omorât-o chiar. Da, da. Ea mai mișca un pic, dar nu mai, gata. Pare foarte rău, dar nu avem, am venit prea târziu. Hai să mă duc la celălalt, mai avem încă unul acolo, acolo iarăși e bătălie. Ia să vedem acum dacă sunt vii pe ramă. Aici trebuie să fie o matcă. Nu? Înseamnă că albina care era pe rama asta a fost... Nu mai rămas pe aici, oare vreo matcuță? Acum mă interesează dacă am matcă pe aici. Acolo unde vreau să-l duc, vreau să fiu sigur că îi duc și matcă. Deci, dragilor, după ce voi da în trei, iată, că spuneam că albina, de ce o s-o aciuat? Este. Da. Probabil că una din ghem sau cea care stătea undeva pe perete o s-a lipit și a scăpat. Este și ea șefă. Da? Va fi și ea acceptată de grup. O vedem acolo, Mirelu? Da, da, da. Așa. Merge pe deasupra, grupul a acceptat-o, e gata. Hai să vedem acum. Eu mai las aici. Știm sigur că are marcă, grupul ăsta de aici. Și haideți să cercetăm acum fiecare din cele trei, să vedem dacă avem marcă în fiecare din cele trei nuclei pe care le-am format. Aici ce-i face? Nu. Asta am văzut că are matcă, nu mai insist, asta am văzut că are matcă. Pe ăsta l-am format al treilea și nu știam dacă are, nu știu dacă are sau nu matcă. De aceea îl văd. Dar din exterior, așa cum se prezintă albina, are matcă. Încă o matcă este, nu, din cele câte ori fost, 4-5 câte ori fost acolo. Odată cu rama respectivă am luat și o matcă. Așa că pe cea care o am acolo o să o duc în alt nucleu. Să facem alt nucleu din ea. Hai să ne uităm așa. De regulă ar trebui să fie pe rama asta pe care am rama cu puiet. Dacă nu găsim, atunci îi venim, dacă începe să plângă și așa, înseamnă că nu are. Și vom merge cu matca cealaltă care am găsit-o, o aducem aici. Te rog să... Aici face un ghem micuț, dar cred că e din cauza albinei. Iată, iată matca, vă spuneam care este. Mm-hmm. Da? Acceptată, excelent, excelent, da. Așa că toate trei au mătcuță. Dacă mai întârziam un pic, se făcea selecția, ăstea, cum să spun, patru le vedem noi în viață. A cincea au fost omorâtă. Toate patru rămâne una singură. Numai una singură, da? Deci ăsta este fenomenul prin care putem valorifica. Deci, în roi secundar l-am dat în 3, chiar în 4, în roi secundar. Am venit cu câte o ramă de puiet lângă și sigur ăștia pornesc cu o viteză, o să ne minunăm. Pur și simplu o să ne minunăm. Așadar, aici punem acum hrănitoare. Și când ajungi, o să o hrănim și pe ăsta și pe asta. Mergem mai departe. Al patrulea nucleu din roi secundar îl formăm acum. Iată, dragilor, știu sigur că avem matca aici, nu mai pierdem timpul să mai căutăm, dar ce cred eu, cred că sunt chiar două.
Că pe una, în jurul unui, a început să facă gen. Da? Aici. Iată. Ar trebui să o vedem și pe cealaltă. Și pe asta să o scoatem din gem de aici. Și acolo parcă mai pornește din gem mai sus. Acolo cred că îl pornește din... Nu cu matcă, cu albina pe care am întâlnit-o. Că nu am scuturat rama de aici. Când am luat-o de acolo, am luat-o cu tot cu albine. Și a fost albine pe care nu o recunoaște. Și de ce ea mai apare? Da, mai apare și mortalitate, să mai iau de gât. Da. Iată. Este acolo matca. Dar sunt două. Un ghem aici și un ghem pe col sau celălalt de acolo. Da? Acolo. Au căzut ghemul de ăsta de aici. E cu matca? Nu, nu e cu matca. Ar trebui să vedem matca acceptată, care mergea așa frumos pe deasupra, și matca cealaltă, care nu e acceptată. Să vedem. Până la urmă, o să o pun la locul ei acolo și... Ei, mai este cu albină, am spus că cea care e din partea cealaltă și pe care o strânge. Acum e posibil pe asta care să o strângă, fiind neacceptată de albina care era pe ramă. Da? Deci există și pericolul ăsta. Ia să vedem aici. Este matca, o văd. Da. O fi numai asta, ieși o îngrămădește acum. Albina, da, albina care era de pe rama asta. Ia uite să se aude cum plânge. Dați-mi drum, dați-mi drum, vă rog frumos. Iată, aici. Nu, este și matcă. Da, este o matcă. Dar nu știu dacă o fi aceea sau o fi alta. Punem într-un bigudiu? Da, da. A, aia este și aici jos. Da. Deci este... Este într-o bătălie puternică. Și aud una că plângând pe jos. Asta a intrat prin desubt pe ei și nu mai putem prinde. Până la urmă, iată, asta e matca, care a fost acceptată și a mers pe perete. Asta era. Și ea a produs zarva asta. Ia uitați aici. Este matca care a fost acceptată și a coborât pe perete să ducă să lupte, probabil și cumva le simțea pe alterea. Hai să te urci. Hai, urcă-te aici și lasă, am treabă. Lasă lupta. Ce frumos! Mi-a să-mi fie pe place. Da, eu le-am adus aici în casă nouă și ele, iată ce-mi fac. Mai pun o ramă cu puiul. Ca să facă să se urce papa în China și urmă. Alea două le pun într-o sigură. Mm-hmm.
Ia să vedem acum. E o treabă pe care am făcut-o eu așa în viteză. Da. Am adus acum albine încă o albine. Dintr-o altă zonă, da. Din trei categorii. Și acum să vedem dacă matca tânără asta va fi acceptată. În sfârșit. Să vedem. O pun în partea asta și eu. Tot felul de experimente facem aici, da. Le facem la vedere. Voi vă puteți... Vedeți, dialogul ăsta cu albina este nemaipomenit. Nu știu dacă s-o fi urcat în simțul aceea. Era una avea pe margine. Dar eu n-am de gând să mai pierd mult timp cu ea. Iată, este aici, am văzut-o. Iată, uite-o, vezi? Aceea, acceptat. Nu o agață deloc, merge pe deasupra. Da. E, o punem la loc cu el și o mai vedeam. Lăsăm o singură ramă. Pe care matca așa, e cu puiet. Lăsăm o singură ramă, că pornește și cu o singură ramă. O să o ajutăm mai târziu, să se împerecheze. Venim cu venitorul aici. Mai avem albina acolo, s-ar putea să mai fie și vreo mai câte undeva. O să vedem dacă rama asta, cea de-a... Dacă asta va colecta vreo matcă de pe undeva, de pe pereți, cândeva pitită. Ia să vedem. O să lăsăm așa. Ori să urci toate albina parte rama asta și să ne ducem la cel de-al doilea. Am ținut să fiți prezenți, facem filmarea asta, pentru că, spun, nu sunt lucruri deosebit de interesante și pentru mine sunt lucruri chiar pe, le fac pentru prima dată. N-am recuperat roi de astea naturale. Și nu am știut niciodată unde se face selecția mânților. Se pare că în etapa intermediară, că roiul ăsta, după ce a ieșit acolo, l-am găsit eu prin dărăpânăturile astea pe aici, urma ca după amiază, pe la 3-4, să se desprindă și să plece într-o locație definitivă. Probabil tot pe aici se băga undeva. Mă rog, unde gândea grupul acela de cercetași. Altădată se duce la destinația finală fiind mult mai departe. Roi se înalță la 5-6 metri și se duce ghiulea. La o scorbură, de aceea, prin pădure, găsim albine sălbatice. Zicem albine sălbatice, dar sunt albine de ale noastre, numai că au plecat, au roit și... Acum, haide să-l desfacem și pe ăsta. I-a mai venit lui și a mai pus câteva rame cu puiet de acolo. Că am zis că poate să-l repartiza mărcile și să-l împărți și atunci o vedea să fie pe fiecare. Să-l împărțim fără bătaie. Nu? Fără bătaie de asta, da. Ce zice, avem fiecare da. Casă. Hai. Să vedem acum. Dacă am găsit matca pe ea, am și pus-o. Aici nu vedem la prima citire. Acum, dacă o punem deoparte și nu are matcă, începe să plângă. Dar având puiet și focalizează atenția pe șansa asta pe care o are, că uite, zice, trage boți și face treaba, avem, ne descurcăm. Dacă ar fi fost ramă goală, atunci imediat reacționa, plângea dacă nu avea matcă cu ea. Așa mi-am dat seama data trecută, că am avut o situație de asta în care nu aveam. Să vedem, luăm la cercetat fiecare ramă, sperăm să
nu ramele astea cu cuiet sunt cele care îmi spun dacă s-a făcut rama pe ea, ci ramele care sunt goale, goale. Și am câteva rame goale, am să le iau pe acelea. Și să vedem... Aici nu vedem la o matcă la prima... Lăsăm mai în margine și introducem ușor, ușor spre ramele care sunt goale. Deci, ăsta trebuie să aibă măcar o matcă. Eu sper să fie mai multe. Să facem aceeași chestie ca și, ca și la celălalt. La celălalt. Are avut 5 până la urmă. Da, da. Iată una am găsit-o. O vezi? Da. Merge frumos pe deasupra. Emil, o vezi? Da, da, da. Și acum o să o punem pe asta, lângă ăsta la altul. E posibil să mai fie una? E posibil să mai fie una pe ăsta. Da. De regulă, pe câte o ramă de asta, încearcă să fie numai câte una. Hai. O punem acolo și să vedem. O să o punem în partea cealaltă. Până la urmă o mai cercetăm o dată pe cea cu puiet. Dar din astea două, una sigur are. Și continuăm treaba. Se punem noi capacul ăsta pe partea asta. Deci, spuneam că pe ramele care nu au puiet, dacă o pun pe asta și nu are matcă, dar noi ne uităm așa ca pap divers. Dar am o matcă pe care vor să o încolăcească, vor să o încolăcească pentru că dominantă era cealaltă, vedeți? Dar dacă o pun acum de una singură, gata. E dat drumul pentru că spune, asta e singura soluție. Asta e singura. Iată, una care merge pe deasupra. Înseamnă că-s două, două, trei. Iată, una zboară, trei. Una, o trecut una, una, una pe lângă alta. Una pe lângă alta, uitați. Ua, ia, ia. Ia să o prind eu cu una. Și începe să le colectăm. Uite cum trec. Parcă sunt avioane. Decolează. Desfă-o la un capăt. Cu cuțit. Și ele albine se plimbă de colo-colo. Vezi că mult mai liniștite erau în partea cealaltă. Erau concentrate în zona asta, că aici se dă de bătălia. Era perioada de convingere a... Așa. E, unde, unde e un avion de partea altă, partea altă. S-au dus pe partea ala. Încă una o prindem acum. Am prins-o din picior. La un picior de regulă se rupe și zboară. Hai nu-ți rupe piciorul că va fi proastă. S-a dus. S-a dus. Trebuie să mai fie. Am văzut vreo trei. Una a zburat, una... Nu, e acolo încă. Unde? Acolo. Venit înapoi? Nu. De acolo jos. Unde? În aer o vezi, nu? Nu, nu, nu. Jos, acolo. Acolo. Unde vezi tu? Care îndrept degetul meu. Iată te tăimbi dacă o poți recupera. Uite jos, o zburat acum. Ca să ridica, nu? Da, da. Ia să vedem ce mai sunt. Este una acolo. Dar fi numai asta. Hai să o luăm.
știu dacă mai este una, ce o lăsăm. Ce o lăsăm. Deci două am recuperat, nu? Una zburat. Da. Dacă n-ar mai fi niciuna, cred că ar începe să plângă. O caută, vezi? Începe gata. Da. Agitație. A dispărut. Ce ne facem? O punem în așa și dacă nu-i, nu mai este niciuna, vom vedea imediat cum plânge. Dacă nu plânge, înseamnă că mare cineva. Bun. E, și acum să ne ducem la ultima. Vedem ce mai găsim pe ea. Da. Găsim. Una, cel puțin. Ai tu. Și de o aripă și un picior te-am prins. Nu te învârti. Nu te învârti că-ți rupe aripa. Să vedem ce mai are partea alaltă. Mai una? Trebuie să mai fie. Deci, 3 și cu 2, 5. 5 și una care a zburat. Da, da. Ca și în celălalt. Da, da. 5. 5. Da, începe să plângă. Ar mai trebui să fie pe deasupra pe undeva, să meargă. Și caut el. Rivala pentru a înlătura. Da, nu mai vedem. Aici? Ghemuri. Aici? Încă un ghem, ghem micuț. S-o să fie de albină. Ia uite. Iată una pe perete. Am văzut și eu. Sper să se ducă, să-l putem vedea dincolo. Așa. Mai ne uităm pe asta o dată, să vedem dacă găsim vreo... Mărcuță. Totul stă potolit. Se înseamnă că o are pe undeva. Nu, nu să, nu a început să plângă. Gata, n-o văd, n-o văd. Asta e a locului, am văzut cum merge. Da. Așa. Ne mai uităm, ne mai uităm o dată. Care a fost ideea? Să le luăm pe astea. Dar să vedem dacă avem mai mult. Asta parcă era un cu o matcă. Da, era. Asta n-avea matcă. Ia să vedem dacă... Nu a apărut niciuna, ci numai una între cele, așa, pe ambele ramele. Le-am
unificat și cu asta am rezolvat problema. Adică le-am unificat, le lipim una de alta și le lăsăm să-l vadă de treabă. Acolo vedeți ceva? Nu. Nu. Nici la mine. Așa că... o să lipim rama asta la altă, ia. Și gata, făcut nucleul. Asta avea mască și cât am vedea. Apropo de asta, o putem vedea, am văzut-o eu pe partea mea. Uite, se vede cum vede deasupra. Ai văzut-o? Lasă-o de jos, aproape vreți treacul, sunt toți înapoi. E pe aici puneva, da? Da. Bun. O lăsăm. Că știu sigur că are mască. Și nucleul ăsta. Are o singură mască și asta e lucru clar că poate să meargă mai departe, să evolueze cum trebuie. Ne mai uităm o dată de cele două, aici n-am văzut niciuna. Nu? Parcă așa mi-am zis. Dacă n-am văzut niciuna și nu apar nici acum, băgăm una din cele care le avem în bigudiu. Ca să-i dăm și lui Iumat. Așa aici. Nu apare niciuna. Am putea să venim peste o jumătate de oră și să vedem cam care e stadiul, cum se prezinte el, dar nu avem timp să mai revenim, să mai nu știu ce, și pur și simplu clarificăm, îi băgăm o matcă și cu asta mai. Așa. Deci, o punem. Spre exterior, totdeauna mărți, nucleerii care le facem, îi punem spre exterior, că sunt cu mărții neperecheate. Când s-au împerecheat, le aducem la mărți. Rănitorul. Exact. Dar acum facem așa ca să nu numerotăm, să pierdem timpul. Nici aici n-am văzut mască, dar ne mai uităm o dată. O caută. Dar nu s-a întâmplat să plângă așa cum plângeau la celălalt. O situație asemănătoare, când am pus deoparte rama, l-a bus și plânsul. L-a bus și plânsul, că zice, cum, fără matcă? Ne iei fără matcă? Nu se poate. Iată că nu este. Așa că o să... punem, ăsta pornește fagurile la crescut într-o viteză, în noaptea asta îl face. De ce? Îi punem și o făgurelă între. Deci vom face chestia asta. Punem și un făgurel între cele două rame. Am zis, rog pe tine, Emil, să dai o fugă și aduci niște rame făcute de Mirel, verificate. În spate, nu? În spatele lăzii acolo. În dreapta mașină cu mașină. Așa. Să le pune și câte un făgurel ca să fie treaba bună. Uite așa, da? Și aici am spus că nu avem matcuțe, da? Da. Păi avem... aici în studiu. Dăm drumul că trebuie să o accepte fără discuții. E de-a lor, e din grupul lor.
Așa. Se mișcă acolo, lejer, n-are nicio treabă. Mai este și Albina care e din partea cealaltă, dar sper să nu suntem de nimic. Deci o lăsăm, o să aduc rama și coasta la asta. Așa, dragilor, am făcut din doi roi secundari, am făcut 6 până acum, am împărțit în 6. Și dacă am încă o ladă, mai facem încă o ladă, o să împărțim, că avem mătcuțe. Știi de ce stau ăsta aici? Aici este un mac. Și în mod normal trebuie să fie un mac. Chestia asta îi dă sentimentul că e pânză de păianjă. S-o prins aici. Și matca aici. Vezi? Da. Și prins aici, nu poate ieși. L-a omorât-o, mă. Deci, vezi? Așa s-a întâmplat chestia asta. Vine cel din aici, să-l lângă ea. Cumva va pleca. Că nu mai are, nu mai are, n-are la ce rămâne. Vreți să consumați ca cei care au venit pe aici, au fost îngrămădite? Da, cred că... Vine pe desubt, știi? Da. Așa. Acum să vedem ce-i cu asta aici. Are vreo matcuță? Are? Ia ceva. Are două ghemuri. Am câți două mărți pe aici, cineva. Și încă una, un ghem stă acolo. Vezi? Întrebarea este dacă pe ramă este vreuna. O să mai aducem un stup. Și... Da, dragilor, deși în mare ideea asta a fost, am dorit să facem cât mai multe roiuri din acel roi secundar. Ia să vedem ce este aici. Se aude parcul cum plânge. Tot în locul. Unde? Pe perete. Aici. Nu, pe lateral cândva pe aici, nu? Aici. Da, am văzut. Ia să ciugulim mai. Așa. Să punem pe ramă. Te deșteaptă aici, stai. Unde te duci? Unde vom de brambura? Așa că asta o avem cu o matcă. Uite așa. Și mai punem. Ai adus câteva foi, da? Da. Totdeauna foia se pune la mijloc. Nu se pun două foi lipite, una lângă alta. Tot alternând, când spargem cuibul, nu la marginea cuibului, ci în mijloc, ca să o ia și pe stânga. De regulă, între două rame cu puiet. Dacă se poate, între două rame în care puietul este în creștere. Da? Largă să fie. Și așa avem grijă tot timpul ce facem. Aici am pus una, lipim. Nu lăsăm niciodată ramele de la distanță, tot timpul lipite, pentru că acolo va crește un făgurel. Sau rama asta pe care am pus-o în mijloc, va fi aiurea crescută. Așa facem și în partea asfaltă. Aici am mai pus o singură ramă. Dacă mai am o ramă cu puiet, atunci aducem și închidem și bucuiul acela cu două rame cu puiet și una cu foaie. Cu
Și totuși pe asta am să o las, că vreau să mai fac un nucleu. O să pun în partea asta, dragilor, cu gândul că se va lipi eventual vreo marcă, dacă va fi pe aici undeva de perete. Ei, și acum o să aducem un... Punem o foaie. E pus aici în marcă. Foarte bine. Gata. Asta este pregătit. Să îi punem... Da. Și... celălalt din spate să-l pregătim tot așa cu câte trei... Punem tot timpul așa în lungime, ca să apese pe diafragmă, să nu treacă albina. Deci și noi am avut grijă și am pus o pioneză acolo. Da? Și acum punem și aici, punem capacul, facem aceeași treabă și aici. Și ne aducem și să aducem și un stup. Așa, dar, dragilor, asta a fost noutatea, ruperea unui nucleu, unui eroi, în 3 sau chiar 4. Da? Și pe baza încă, să spunem, unor rame cu puiete care le-am avut, totul a ieșit foarte bine. Mulțumim frumos! Dacă mă apar ceva interesant, imediat vă filmăm. La revedere!